În cursul zilei de astăzi, polițiștii constanțeni au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe drumul județean 87, în afara localității Nazarcea. Din primele cercetări a rezultat faptul că în autoturismul care s-a răsturnat în afara părții carosabile se aflau 3 persoane. În urma accidentului rutier, 2 bărbați în vârstă de 30, respectiv 40 de ani, au decedat, iar un alt bărbat a fost rănit grav. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală.